Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Raw Bodybuilding Podcast. De data asta l-avem invitat pe Iacob John. Salut, Iacob! Salutare! Salut! Pe Marius deja îl știți, așa că nu mai facem nicio introducere. De data asta o să pun eu întrebări, chiar dacă v-am lăsat un status pe Instagram, o să vin eu cu întrebările. Mai întâi o să îl întreb pe Iacob cum este să ai o familie care toată se leagă de bodybuilding și cum cât de greu te împarți între familie și sportul care îl practici. Păi, în primul rând, cred că la fel ca la toată lumea, până la urmă vorbim de un job, că vorbim de antrenamentele în sală ca antrenor sau de oricare alt job, presiunea pe lângă, adică nu, are un efort în plus în ideea în care ajungi acasă, știi ce ziceam de mai devreme, știi, eu vin obosit poate după un antrenament de abia mă mișc și ăsta micul zice, tati, hai să ne jucăm, știi? Da, nu te pus să te întâlnești, te-a pus să te joci. E frumos, te împlinește sufletește, nu-ți dă nimic tare aia care te oferă copilul când te sare în brațe, chiar dacă ești rupt, cumva se trece. Da, acum nu ai momentele alea, nu știu, în care să fii tu 100% doar cu tine, nu mai vezi nimic decât pregătire, antrenament, suplimente și așa mai departe. Cumva, deja trebuie să-ți mai rup din rutină o bucățică care să oferi copilului, persoanei de lângă tine, iubitei sau soției sau așa mai departe. Ceea ce consider că cumva e normal, adică, nu știu, mulți poate văd lucrul ăsta așa ca și un tunel negru în care trebuie să mergi drept înainte până la scenă și nu mai vezi nimic. Până la urmă, eu cred că viața se împarte în mai multe părți. Și în partea asta profesională, în care poți să fii sportiv, cu siguranță, poate că e mult mai simplu să fii singur, dar în același timp nu e imposibil să o faci cu copil, cu familie și așa mai departe. Cumva, nu știu, mie îmi place să mă bucur de toate aspectele vieții și să încerc să obțin performanțe cât mai notabile, dar în același timp nici să nu trăiesc frustrat doar pe, nu știu, dietă strictă și ajung, nu știu, undeva, după care poate nu mă ating țelele alea de Zeus care mi le-am pus în cap și după aia o să zic, bă, mi-a arătat viața, știi, sau nu știu. Sunt diverse persoane care ajung în puncte de genul ăsta, știi, poate după 30 de ani în care simt că, nu știu, pierdut tot timpul ăsta sau așa. Mi se pare că dacă le îmbin pe toate foarte ok și, nu știu, încât să simți că ești împlinit, atât sufletește cât profesional, eu zic că merită. Și uite-l aici. Da? Deci, nu ar prea cum să... Tati, uite, fă-le cu mânuța. Ceau! Ceau! Nu, mai gata. Da. E un sentiment de care, nu știu, nu îl țin niciodată. Deci, nu pot să zic o secundă, nu știu, că mi-ar părea rău că am făcut un copil mai devreme sau că nu m-am avansat mai pe carieră. E o chestie așa de, nu știu, împlinire. Așa o consider eu. Deci, ești o persoană mai diversificată, practic. E spate să fii... Să le ai pe toate. Da, eu zic că încerc să fiu cât de echilibrat se poate din mai toate aspectele. Acum, cât, da, vezi că la competiții uneori știi, o dai în extremă, că nu poți să ajungi în forma aia de scenă fără să nu te duci un pic acolo. Dar în rest încerc să rămân cât de cât echilibrat. Adică să nu, nu știu, fiu tipul ăla care, nu știu, văd sala antrenamentul și nu mai există, nu știu, persoane în jurul meu, vorbesc cu râși și așa mai departe, că-s eu pe pregătire, că-s nervos, că-s irascibil. Nu, încerc să fiu cât mai normal posibil, să-mi fac treaba la sală cu clienții, să pot să ofer timp de calitate celor din lângă mine, atât cât îmi permite. Bineînțeles că nu am timp de a ieși în oraș, nu știu, cu prietenii, nu ies în veci. Dacă ești în oraș, ieși cu Ana la o cafea scurt sau, nu știu, la o rutină, dacă e extra sezon și așa mai departe, dar rest, mergem de la 6 dimineața la sală, la 6 sunt la sală, mă întorc la amiază acasă, mi-am făcut la grădință, dau să mă încep la somn, după masă mă întorc chiar la sală până seara pe la, nu știu, 9, 10, 11 uneori, gătim mese și eu luăm de la capăt, adică e o chestie de asta în care nu ai timp de, nu știu, atentire, da, deci nu ai chill-ul ăla în care l-au oamenii în general, știi, adică ieși de la job și stai liniștit pe o canapea, nu. N-ai.
ai mese de gătit, am 6 mese, vin seara, gătesc primele 3, la amiază mai gătesc 3 ca să am pe după masă și așa în fiecare zi. Da, e cumva solicitant, de multe ori poate simți că ești foarte obosit, dar dacă, nu știu, cumva îți dorești lucrurile astea, merită, altfel nu cred. Adică altfel o să simți că e prea mult și că, nu știu, mai ales sportul ăsta, că știm toți că beneficiile pe care ni le aduce, mai ales financiar, sunt zero în comparație cu investiția pe care trebuie să facem noi. Da, da, e pasiune, până la urmă și alții dau bani pe, nu știu, alte pasiuni poate mai nocive, alții, no, fiecare cu plăcerea lui. Marius, cum e perspectiva ta? Eu știu despre tine că tu ai fost genul de persoană tunnel vision. Da, a fost așa în prima parte, să zicem, prima parte, am vrut zic a carierei, dar sună așa ciudat. De ce? Cu fost o carieră, adică ai mers? La primele concursuri, să luăm așa, la primele concursuri. Apoi când am încercat să revin, tocmai cu premisa și ideea nu mai fac asta și încerc să îmbin toate aspectele vieții. Mai ales că venea după pandemie, oricum eram stătut în casă, ziceam numai dacă revin în competiții, încerc să-mi fac în așa fel. Poate mai mănânc o masă în oraș, poate mai am timp liber, poate mai ies la o plimbare și așa mai departe. Și fix asta când explicam mai devreme, îmi dădeam seama că dacă te închizi prea mult în tine, la un moment dat cedezi și asta s-a întâmplat în prima fază. Am cedat, n-am mai putut să susțin tunnel vision-ul ăla prea mult. Adică de asta susțin în continuare, chiar dacă o pregătire 2-3, chiar dacă ar fi și cu sacrificiu să o faci 90%, mai bine așa și să îmbini viața socială decât să fii 100% toate pregătirile și chiar nu îți garantează niciodată dacă ești 100% că vei câștiga. Poți să ai competiție mai grea, poți să fii furat de arbitri, poți să faci o greșeală foarte mică, chiar dacă tu ai fost 100% la timp, mă refer, cu viața socială. Deci de asta, dacă mai am acum clienți care pot să-i sfătuiesc legat de aspectele astea, cu cea mai mare încredere îi sfătuiesc să diversifice un pic și să nu se închidă prea mult. Ok, înainte de concurs 6 săptămâni sau 4 săptămâni, când și nivelele de energie sunt la minim, ok, toată lumea în casă, acolo de înțeles. Dar în rest, cât mai multă, deci chiar ultime pregătiri, mi-aș fi dorit să am cât mai multe ocupații, să mă țină distras, să nu mă gândesc la pregătire. Să am rutina mea, dar în rest să am tot timpul activitate de ceva de făcut, să nu mai stau să mă stresez pe... Când îți vin, deci multe gânduri. Când stai și n-ai nimic de făcut, la ce te gândești? Hai să mai tai din carbo, hai că nu sunt condiționat, hai să mai măresc chestia aia, hai să fac mai mult cardio. Ăstea nu trebuie să le gândești deloc. Trebuie să ai un plan, să respecti și să ai lucruri de făcut pe perioada zilei, să fii cât de cât ocupat și să respecti planul cât de cât cum ți l-ai propus. Eu sunt total de acord cu tine. Eu în... pregătirea de la Semtex, băi, când aveam rest de sâmbătă și duminica, noroc că eram la lucru până la 1, băi, după 1, mă duceam la sală, era 4 și nu mai aveam nimic de făcut, deci nu aveam client sâmbătă. Simțeam că gata, acum vine foamea, acum vin toate și începeam să mă gândesc, mâncam masa respectivă și simțeam, nici nu treceau 5 minute, mă rupeam, deci mă duceam, luam 2 litri de apă. Vezi, dacă aveai, de exemplu, program de joacă cu copilul, vezi că 2-3 ore imediat trec și îți venea următoarea masă și nu te mai stresai așa mult între mese. Știi ce făceam? Mă jucam pe calculator, puneam căștile și mă jucam, băi, așa concentrat eram încât uitam, știi? Uitam și nu m-a interesat pe mine. Ultimele 4 săptămâni sunt cele mai complicate, cum ai zis și tu. Practic, asta era următoarea întrebare, cum balansați chestia asta, direct ați făcut 2 în 1. Așa că o să trec la următoarea și e în felul următor. Dacă ar fi să dați timpul înapoi și ați ști acum ce știți, ați face același lucru? Nu
Păi, eu cel puțin, eu cred că am mirosit mult din timpul meu pentru faptul că am început singur. Dar acum, primele pregătiri, efectiv le-am făcut nici fără să citesc prea mult. Adică m-am gândit eu cam cum ar trebui să fie făcute. Dacă vrei să știi cum am ajuns la primul concurs, pe lângă faptul că am vrut să particip prima dată la un campionat zonal, cred că era, în 2016, și na, am venit Angel Zăpurțan, sigur îl știți, cel puțin Mariu sigur îl știe, să ne vadă acolo la o sală, eram să ne vadă și îmi zice Angel, băi, din 5 sportivi, eu te pun pe 6. Și nu vreau să mă legitimeze, asta se întâmpla în primăvară. Na, în fine, am continuat cumva, oricum nu aveam eu feeling-ul ăla că, nu știu, bun să fac asta. Îmi spuneau două, trei persoane de lângă că aș putea să o fac, dar în capul meu încă nu se lega. Și m-am continuat eu să mă pregătesc vara aia foarte bine, mă trezeam dimineața la 5 și ceva, mergeam înainte de lucru, făceam antrenamente în parc, alergare, abdomene, nu știu ce, chestii de genul ăsta. Țineam mesele foarte low carb, bineînțeles că aveam ideea aia de trebuie să mă pierd de pui cu salată. Și am tras, am scos o formă bună pentru ce informații nu aveam. Întrebasem la momentul ăla vreo doi sportivi de niște detalii de genul ăsta, că nu știam poziții, nu știam absolut nimic. Eram ca un nene pe care îl iei de pe stradă. Îmi plăcea mie să fac sport, că am crescut la țară și am muncit și m-am mutat la oraș. La liceu, efectiv, nu mai aveam treabă și așa m-am dus eu la sală. Și nu aveam nici cea mică informație. Pe toți pe care îi întrebam, primeam un fel de țin mai mult. Adică îmi dădeam un răspuns de la vag în care teoretic nu zicea nimic și spunea, bă, ok, dar nu, te plătești, că zic contracurs. Și îmi zicea, bine, bine, mai vorbim și adio, știi? Și, na, în fine, am încercat să o fac pe cont propriu, am zis, asta e, fac ce pot, ce îmi vine mie în cap și vedem ce iese. Și am zis cu o formă bună, bineînțeles că am făcut descărcare de aia vreo 2-3 săptămâni, că n-am mâncat deloc carbo, doar salată cu piept de pui, mâncam și n-am știut de făcut încărcare și am mers înainte cu vreo câteva zile de concurs, mi-a arătat cineva pozițiile obligatorii, dar așa odată. Și spun ok și atât, și zice, păi te uzi la ea, las ce fac și faci tu după ei. Da, păi și făcut, ce să mai, eu îmi doream să ajung acolo, asta e, m-a dus. Și nu, mergeam cu persoana respectivă, fiind un sportiv experimentat, avea multe concursuri la activ, știa ce se presupune încărcare, descărcare și așa mai departe. Și vedeam pe ăsta că mănâncă jeleuri, mânca rondele, un fel de chestii, știi, era fix în dimineața concursului, că plecam la Redding, era cred că concursul. Și na, eram pe drum, făceam o oră și ceva din Bistrița, steam în Bistrița și bă, vedeam, nu înțelegeam, el într-adevăr arăta foarte bine, gen avea, era striat, era ca lumea, față de mine nu se compara. Și nu, credeam că bă, el fiindcă arată așa bine, bă, își permite, știi? Și eu nimic, flămând, n-am mâncat nimic în ziua aia. Ajung și îmi zice asta, bă, dar tu nu te încarci? Și eu zic, ce? Și zice, pui să te încarci cu carbo, să te pompezi. Păi zic, și eu m-am chinuit până acum să țin dietă și tu spui să mănânc dulce? Da, deci cam așa au parcurs primii pași. Deci dacă cumva aș da timp înapoi, probabil că, sau cel puțin în ziua de astăzi, sunt mult mai, mult mai multe informații, mult mai mulți oameni care nu știu pregătesc și cumva accesul mult mai rapid la informații. Adică eu văd sportivi care încep, nu știu, de un an, doi și cumva ajung la nivelul meu super rapid, știi? Eu am mers pe întuneric, am încercat, adică am învățat singur cam tot, până la un anumit nivel. Ceea ce mi-a luat mult timp, bineînțeles. N-am plătit, n-am dat bani, dar am pierdut timp. Deci asta cumva aș schimba. În rest, extreme și, nu știu, accidentări, exagerări, nu prea am avut, că de felul meu am fost destul de echilibrat, așa. Na, dar asta aș, probabil aș schimba și probabil aș fi mult mai bine, din multe puncte de vedere. Marius? Deci care era întrebarea inițială? Deci dacă, dacă cu cunoștințele care ai acum, da, ai fi făcut la fel? Păi n-am pus să fac la fel, că prima dietă a fost gen zero carb, așa că am cu 4 luni înainte de concurs. 4? Și în weekend, mâncam tot ce prindeam. E bun, și asta, era dieta de concurs. Why? Dacă aș avea informațiile,
Sigur, eram. Adică, dacă m-aș fi Uite, antrenat acum. hai să te întreb altfel. Uite, forma ta în care toată lumea ți-o știe, forma aia când erai cât, nu intrai nici pe ușă, Da. cu cunoștințele tale de acum, crezi că era mai bine? Patrick te-a antrenat atunci, nu? Puțin efectiv pe scenă. Dar în rest procesul n-am ce să zic. Pot să zic că l-aș modifica. Chiar mă ultimele, pentru că îl cunosc corp mai bine și îmi cunosc anumite chestii, chiar mă defin al ultimele zile, ultime 2-3 zile. Dar zic, prime forme inițiale. Nu, deci acolo informare, mi-e rușine să explic ce prostii puteam face. Mâncam salam, chestii de genul ăsta, deci Ai la la nivel grav. gem, pâine cu gem, deci foarte rău. Și culmea ce m-a învinovățit cel mai tare când am început să mă informez, să citesc de fapt cum se face sportul ăsta, m-a învinovățit pe mine că n-am stat să citesc din timp, să mă conving singur, nu să întreb pe X, Y, Z ce se face sau cum trebuie făcut. Și eu am fost singurul vinovat. Da, dacă aș avea informații de acum și acum să mă apuc de sală și de participat, sigur, sigur și niște chestii la structură care le-am stricat mai apoi ulterior și niște chestii de imbalanță și simetrie care le-am stricat, le-aș fi prevenit din timp și aș fi construit mult mai mult cu mai multă răbdare și totul ieșea mult mai bine pe ansamblu. Chiar și acum, îți dai seama că am răbdarea asta, nici m-ar fi interesat ce locuri aș fi luat la primele concursuri, doar să fac procesul cum trebuie și știam că o să vină într-un timp exact ce trebuie, da? Na, când ești copil, n-ai nici răbdare, vrei și să câștigi cât mai repede și te și grăbești. Eu sunt total de acord că eu când am fost la primul show și am luat locul 4, am zis, a, eu nu mai fac asta, e clar, nu sunt bun, n-am genetic, așa, de seama că mi s-a părut, de seama, eu primul meu show, a fost trofeul Hercule, poate și eu venit un ungur și mai ales că am, ăla, na, vorbea română, știi? Băi, frate, și avea 100 de chile, dar nu concura cu mine la categorie, știi? Eu nu mai știu, aveam vreo 70 de chile. Mamă, frate, și l-am văzut pe ungurul ăla tot striat, definit, pe picioare, nu știu ce. Și ghiși l-am întrebat eu pe ăla prima oară. Ce Dacă folosește proteine. creatină. Bă, se uită la mine, săracul, face că eu nu folosesc la ceva, că noi suntem la alte nivele, omul nu putea să-mi spună, știi, nu putea să-mi spună. Eu eram gen, mă gândeam că cine știe, păi m-am uitat după ce am terminat show, mă uitam prin Ungaria după suplimente, că mă gândeam că sunt mai calitative la ei, știi? Omul, dai seama, 100 de kg, imaginează că era de 4 ori, de 3 ori era cât mine și era super definit, știi? Bine, nu era bine plin de vene, dar era definit bine, nu? Jala. Îți dai seama ce nivel era bus acolo față de ce avem noi în România. Bine, la timpul ăla. La timpul ăla. Atunci, la început, cam așa gândești, cam așa asociezi. Bun. Probabil pe Mars l-am mai întrebat. Unde vă vedeți peste 5 ani? Păi, nu am din punct de vedere sportiv, e foarte greu să-mi pun o bordă de aia, de nu știu, sunt, nu știu unde. Nu, unde Mi-aș îți dorești? Hai să vedem unde îți dorești să fii. dori să fiu profesionist. Dar, nu știu, poate voi fi, poate nu voi fi. Mă Dar gândesc. din punctul ăsta de vedere, acolo mi-aș dori să fiu. Adică să fiu la nivel, cu un car pro și să zic că, să mă apropiu de nivelul ăla. Dar, na, e un scop, doar. Marius, unde te vezi peste 5 ani? Eu vorbesc scris de tine ca antrenor, că ca concurent, nu știu ce să zic. Ca antrenor să progresez în același ritm și să încerc să mă bucur de chestii ale vieții pe care n-am reușit să mă bucur deocamdată, ca să zic așa. Chiar mă Că restos. pe plan sportiv nu pot zic că sunt mulțumit, dar pentru că investesc timp și îmi dau interesul, știu că vor veni de la sine rezultate.
și prin colaborările cu sportivii pe care i-am, deci o să fie, știu că o să fie totul spre pozitiv. O să te întreb pe tine, Iacob, cât de greu ți e să că ești în pregătire? Asta e întrebarea. Când ești în pregătire, cât de greu e să managerezi viața asta sau e la fel ca în off-season? Adică nu ai stări, de exemplu, când ești super irascibil din cauza foamei sau din cauza... Eu sunt deosebit de multe persoane din jurul meu sau persoane care practică sportul ăsta. Nu sunt o persoană irascibilă. Sunt o persoană foarte obosită în ultima perioadă. Și la ce mă refer? Ca exemplu simplu, eu lucrez cam la fel de mult și acum și atunci. Adică am fix același număr, am fi Nu același schimbă schemă, nu mi nimic. se reduce nimic. Și nu zic că n-aș putea să renunț la clienți, că aș putea, bă, luna asta stați acasă. Doar că luna asta, dacă ei stau acasă, eu stau florul. Și atunci nu prea, știi? Adică e chestia, mai bine un pic obosit și să mă ajungă banii. Tati, te rog. Și nu pot să zic că sunt irascibil și așa, în schimb, da, foarte, foarte obosit. De exemplu, ultima pregătire am avut de luni până vineri, media de 4-4 ore și ceva pe noapte de somn. Și mai ațipeam ziua la mea cu copilul, pentru că ajungeam la 11 acasă, gătește-ți două mese, trei, până dimineață, până mai faci un duș și te pui să dormi, la 6 eu trebuie să fiu în sală, la primul client. Cardio pe stomac cu gol și ce mesele, antrenament, na, nu prea, oboseala te simte foarte tare și de asta și la final de sezon, imunitatea mi-e foarte, foarte la pământ. De obicei mă fut o răceală de a de mă pune în cap, slăbesc 10 kg și o iau fiecare an, îmi revin ușor înapoi. Dar e un proces la care cumva sunt conștient de el. Adică în momentul în care știu că nu mă odihnesc suficient, în care știu că la antrenamente încerc să trag la maxim, tot că na, mă bat cu tine, cu X, cu oricine pe scenă, nu o să vină să zic, știi, eu am un copil, eu mai am niște probleme, știi, mă scuzați că nu Pe ce am, nu nu te știu ce. treabă nimeni. Exact, mi-e la egal. Și atunci, în simplu, trebuie să te bați de la egal la egal, fără nicio scuză. Și am început să tragi maximul, că până la urmă, dacă tot mă duc acolo, încerc să merg cu cea mai bună formă posibilă. Cam asta e situația. În rest, la fel de ok, cred eu. Adică, nu prea am. Nu știu. Poate mai am o perioadă, nu știu, care mă enervez mai repede la o chestie de astea, ales și dar nimic exagerat, așa să zic. E destul de, și de la, nu știu, de la tot ce folosim în pregătire, eu nu am niciodată stări de, nu știu, anxietate, de agresivitate, nu știu, cum văd la unele persoane care nici măcar nu fac o dietă de aia strictă, ajung în stări de genul ăla mult mai... Dar cred că e o scuză. Adică eu cred că avem lucrurile astea noi, iar la momentul respectiv poți să ți le arunci în față cu scuza, știi, eu sunt la concurs. Dar cred că nu-i normal și tu, sau nu știu, iubita mea, sau orice persoană de lângă mine, clientul meu, nu are nicio datorie să mă accepte mie mofturile de genul ăsta că sunt prea obosit, că mă doare capul, că flămând, că chestii de genul ăsta, pentru că cumva, dacă, nu știu, vine clientul tău obosit după o zi de muncă sau după o săptămână sau whatever, ce o zi grea a avut și vine și, nu știu, nu vrea să facă, te înjură sau, nu știu, îți vorbește urât. Nu scuze, băi, ești nesimțit, știi? La fel și eu, n-am o scuză în fața lor că mă pregătesc că vreau. Nu mă condamna nimeni la o pregătire în care să zică, bă, săracul nu mai poate. O fac de plăcere, într-un fel. Și atunci trebuie să mă asum că e greu, că, nu știu, uneori poate trebuie să mă gândesc mai bine să răspund următorul. Și cred că e o chestie de asta de autocontrol dezvoltat în timp. Adică, cumva, să nu te creezi, nu știu, dacă ai 3 kg de muști în plus față de ceilalți din jurul tău, arogant, Da, de și că acord. poți, nu știu, să tratezi cu superioritate sau, în fine, diverse forme de genul ăsta, de lipsă de, nu știu, respect și bun simț. Cred că trebuie să fim civilizați și mai ales, adică, dacă, când mă uit la toți sportivii de talie mare, că până la urmă de acolo vreau să mă inspir și ne inspirăm, nu-i vezi, nu știu, toți, nu știu, că urlă, se ceartă. De obicei, dacă te uiți la toți, de Dexter Johnson, care e un exemplu extraordinar, era un om foarte chill și foarte de și a ajuns 20 de ani la Olimpia constant. Dacă te uiți la toți care au ajuns să câștige, sunt niște oameni destul de echilibrați din multe puncte de vedere.
Cei care vin cu extreme rezistă o perioadă scurtă, ori dispar, ori se îmbolnăvesc, adică apar chestii de genul ăsta. Și eu cred că asta e secretul, undeva să fii, să reușești să fii echilibrat per total. Marius, tu ai avut experiența, ai avut experiența să cunoști sportiv pe care tu îi urmărești în momentul de față, știi, și de vârstă cu tine. Da. Cum îți iei sau ai avut timp să schimbi cuvinte cu ei sau să vorbești, la fel ca și cum suntem noi în țară, adică la noi un fel de, și dacă suntem din aceeași echipă, și dacă nu suntem, și dacă sunt echipe diferite, și dacă nici măcar nu ne cunoaștem, noi ne dăm cu părerea și dacă e bine și dacă e rău. La ei ai întâlnit asta, sau de exemplu tu ai fost în backstage, sau eu știu, tu l-ai bătut pe unul și după aia ți-a scris bă, nu știu ce și din alea. Nu, no, deci eu am cel mai mari prietenii internațional, mă refer, le-am legat în 2015 când la Arnold Classic Juniors. Am rămas prieteni cu mulți până în ziua de astăzi, care și în ziua de astăzi, dacă am vorbit și pe vremea aia, și informații inside, care atunci era undeva cu semn întrebări pentru fiecare, bă, tu ce faci, eu ce fac, tu cu ce antrenor? Și așa mai departe. De atunci s-au prelungit discuții până acum în care colaborăm pe alte planuri. Poate, uite, eu sunt retras, altul e retras, ne vedem de alte activități și ne cunoaștem. Știi, nu, n-am sesizat dușmănii. N-am sesizat. Bineînțeles că ei sunt mult mai educați ca noi și cel puțin în față sunt... cum să zic, știu ce să vorbească. Adică poate chiar pe la spate mai ai discuții între ei, dar când te întâlnești cu ei, da, ce mai faci, vorbești amintiri și așa mai departe. Dar niciodată n-am simțit, chiar dacă am luat locul mai bun decât cineva, m-am întâlnit cu un băiat care l-am bătut în Spania, cred că acum, nu știu, au trecut, eu nici mai cunoșteam de fapt. Și mi-a zis, tu ai luat locul 2, am luat locul 3 și atunci mi-am să aminte, vai, mi-am să aminte. Alte educații au ei, alte educații. N-au dușmânia aia, să zicem, poate nici nu au, să zicem, așa mult acces la social media să vadă discuțiile astea, cum sunt în România. Că, de fapt, discuțiile îți provoacă un pic de dușmânie, zic, hai că merg la concurs să-i arăt eu la ăla, știi? Da, cam. Dacă participi internațional, o să vezi că o să te bucuri mult mai de un alt fel respect. Pentru că și în Spania, în Italia, sportivii sunt mult mai respectați pe ansamblu. Iacob, tu ai participat la afară vreodată? Bă, am fost la Mondiale în Budapesta. Da, experiența aia pentru mine a fost doar o experiență și mai mult un eșec din punctul ăsta de vedere. Pentru că au fost niște problemuțe personale. Pe vremea aia eram cu altcineva, nu ne înțelegeam prea bine. Am plecat, era copilașul mic. Am plecat în Budapesta în decembrie, era frig, era răcit, s-a îmbolnăvit și ea, eu de să mai eram în lot, nu poți să faci ce vrei, că trebuie să stai cu lotul, nu ai reguli de asta mai așa, după care eu cumva, nu puteam să fiu acolo, știi? Am încercat să mă iei la farmacie, bineînțeles că mă certau ăsta când am țărit calul și nu aveam voie să plec de acolo. Ea s-a certat cu mine că nu știu ce, nu-mi pasă, o chestie de genul ăsta și dimineața concursul m-am trezit cu o retenție de apă, de aia de nou am vrut să merg pe scenă. Bine, până la urmă am urcat, n-am prins finala, bineînțeles. Am plecat așa doar cu experiență și atât, adică nu pot să zic nimic de rău, nimic de bine. Eu am, câștig alte, nu știu, văd cum mi-a reacționat corpul, văd cam ce greșeli am făcut și cumva mă întorc de acolo cu niște teme. I-am văzut pe aia cam la ce nivel că aveam impresia că eu la juniorii pe 80 de cule o să fiu cel mai mare dintre ei. Am fost penultimul din categorie ca și kilograme, mai era unul cu 80 de kg, aveam 83, 84 de acolo și restul erau toți mult mai mari. I-am văzut pe aia la ce nivel am văzut pieptul unul cu capul meu și am tot așa am zis, bă, ok,
Deci până acum aveam impresia că sunt masiv, știi, după aia mi-am recalculat traiectoria. Am întors acasă, am scam de muncă mult, m-am uitat la, nu știu, detalii de genul, nu știu, talie, raport de, nu știu, spate, X-ul ăsta, știi, de contează foarte mult. Și mi-am luat niște teme, m-am întors la muncă și aia e. Na, n-am ce să... Restul experiențelor ce-au fost, au fost aici, în România, că am fost la Grand Prix, că am fost la Semtex, la Naționale și la concursul de federație, cum am fost an de an din 2016, din toamnă, când toamnă am participat în 2016 prima dată, în fiecare an, la două, trei competiții. Dar o facem mult de plăcere, nu-i nimic așa... Wow. Mă, eu ca idee, am luat-o în felul următor. Foarte multă lume, de exemplu, în ultima vreme și nu numai, în fi, na, să știi niște chestii. La noi sistemul românesc, nu numai în federație, cred că peste tot e la românesc. Da, funcționează pe niște baze românești în care dacă știi pe X, care are pe X acolo, în fine. Na, și atunci, chestia care e? Mergem în NPC. Dacă a venit NPC, nu, sunt mai multe oportunități. Foarte bine și foarte mișto. Doar că, dacă eu iau logic, că eu îmi place să mă pun în diverse situații, adică și din punct de vedere, nu știu, când lucrez cu clienți, încerc să mă pun în pielea fiecăruia, că atunci pot să îl înțeleg și să iau mai multe decizii mai corecte. Am zis, ok, fie, mergem în NPC, dar ne mulțumiți de arbitraj, federație, doar diferite, organizare, proastă, whatever, știi, diferite situații nasoale pe care nu-ți convin. Ok, mergem dincolo, se întâmplă și dincolo eșecuri. Diferența e că eu, de exemplu, cel puțin până la nivelul ăsta, încă nu prea plătesc chestii în federație. Deci, nu-mi plătesc înscrieri, nu-mi plătesc avize, căcaturi de genul ăsta. Nu sunt sume mari, dar sunt niște sute. În NPC, dacă merg, mine plătesc pe toate. Și am zis în felul următor. Bă, o să concurez în direcția asta până mă simt eu acolo la nivelul în care când fac switch-ul să fiu în cărți. Adică în momentul în care intru în NPC să mă încadrez la un top, nu știu, 3, măcar în finală, știi? Să nu mă duc doar de dragul de a mă înscrie și am plătit din banii mei personali diferite taxe, transportul și mai departe, știi? Da. Asta e punctul meu de vedere și așa am gândit-o eu și mi s-a părut că, na, de exemplu, dacă mai merg, nu știu, la un european, la o competiție de genul ăsta, reușesc să mai, dacă obții niște rezultate, poate să iei și niște premii. Care, dincolo, de cel mai multe ori nu le iei, adică sunt puține competiții în care să dau ceva premii. Dacă o luăm din punctul ăsta de vedere, nu te oprești nicio federație, nicio competiție să evoluezi cât mai mult. Că eu pot să mă duc la nivelul de, nu știu, pro-NPC și să merg la astea. Deci după care, nu știu, dacă nu convine, fac switch-ul și merg mai departe în direcția aia pe individual. Și atunci am zis că până ajung la un nivel în care să fiu competitiv dincolo, că nivelul clar e net superior, am zis că mai bine stau aici, unde e un pic mai redus anumite costuri și îmi fac eu treaba cât mai bine. Și după care trecem dincolo. Anul ăsta mă gândesc să încerc Olimpia, că mai ales că e la Cluj. Am început pregătirea, am început off-season-ul. Sperăm să iasă ceva cât mai bun, cât mai mișto. Acum vedem, nu vreau să-mi fac niște așteptări foarte mari, că nu știu care e nivelul competiției, cu siguranță unul înalt. Tot Marius că e aici, e s-o mers. Marius s-o mers și Marius s-o mers bine, adică na, dacă m-aș duce cum o mers, Marius n-ar fi deloc, absolut, aș fi splendid, da? E mult de muncă și eu sunt foarte conștient tocmai de ce ziceam mai devreme, de faptul că poate vis-a-vis de alții care poate nu au atât de multe lucruri de făcut, poate că eu am un minus în fața lor. Atunci, nu știu, nu să-mi pun planurile aia. Bineînțeles că m-aș dori să câștig, bineînțeles mi-aș dori car pro, whatever, toate lucrurile astea bune, că toți ne dorim când mergem la o competiție. Dar real vorbind, încerc să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Încerc să fac pregătirea cât mai bine, să nu ratez nimic, să nu trișez, să fiu acolo în cărți, la 100%. Acum mai mult de atât nu ține de mine. Marius, să fac o parateză. Păi am vrut să-ți cer și ție opinia, că-s curios. Acă. Cum evaluezi că ești pregătit sau nu de NPC, fiind jurizat de arbitrii români/IFBB cu criteriile lor în contextul în care sunt N exemple în care anul ăsta e locul 13 la Pro Nutrition sau la Federația Arbitrat de Mezdrea și anul viitor e locul 1 la NPC.
Da. Aici e o chestie la care eu de obicei, nu știu, de exemplu, la orice competiție am fost, au fost situații în care am câștigat și am câștigat pentru faptul că nu era competiție. Adică dacă ar fi fost o competiție foarte mare, poate Tocmai. aș fi câștigat. Și atunci eu încerc să mă uit cumva la sportivii care câștigă dincolo. Adică mă uit cam la ce se cere, știi? Și încerc să fiu destul de obiectiv cu mine. Bineînțeles că nu pot probabil să fiu în capacitatea necesară, dar încerc să mă compar acolo cu ei, exclusiv de rezultatele ce le obțin din coace, că nu sunt realiste. Poate să fie, nu știu, un loc, poate să vină unul care poate a luat, au fost situații, Birică, înainte să câștige cardul pro, vine la Semtex și nu a prins finala. Și a Știu, venit la 5, loc, locul 5 sau 6, da. exact, a venit de la locul 2 la Olimpia, parcă. Și o pleca super dezamăgit, după care nu știu câte Nu, și la venise cu locul 1 din Irlanda, loc pro qualifier, două nu locuri 1 era sau ceva de genul. foarte sus. Știu că era foarte încântat, cum au venit Da. să că sigur câștigă și eu am participat în anul ăla la Semte și am văzut fix chestia asta. Și atunci locurile cred că nu contează, ci că cred eu că contează să ne putem evalua cât mai bine în comparație cu ceea ce vrem să facem sau unde vrem să ajungem. Că dacă mă compar, nu știu, cu băia de la Olimpia Amator Car Pro, ar trebui să mă cam la nivelul lor, nu la ce locuri am obținut eu. Că degeaba iau locul 1 la europene, să zicem, sau la mondiale, dacă eu sunt sub nivel, adică nu o să mă ajute. Nu o să zic, mamă, eu am plecat de la locul 1 aici, sigur mă duc dincolo câștig. Nu. Da. Și încă o chestie vreau să completez. Cum văd eu viziunea cu plătitul taxelor în NPC? Acum, anul trecut, cred că am fost la 8 concursuri cu sportivii. La fiecare concurs, dacă a fost Tyler Mannion, fiul lui Jim Mannion, arbitru principal la Olimpia, Mazalic, arbitru principal la Olimpia, ăsta, Terry Kelvin, arbitru principal la Olimpia. Ăsta e luxul și pentru asta plătim cu gândul că ești evaluat de maximul posibil. Adică arbitrii de Olimpia care arbitrează pe Phil Heath, pe Chris Bumstead, pe Big Ramy, pe Hadi Chopin, pe ea, unul din ăla se află în comisia de la Pro Qualifier-uri. Eu asta îl consider cel mai mare lux și luxul care se merită, eu să scot, nu știu, 500, 600, 700 de euro, că ajunge mult. Acum ai zis, câte sute de euro în scriere? Luxul de a mă evalua el, că mă evaluează greșit, că mă evaluează pe subiectivitate, că și acolo subiectivitatea e normal, îl preferă pe altul. Dar mă simt, cred că m-aș simți mai confortabil. Pe mine m-a arbitrat și Steve Weinberger, în San Marino, în 2017. Bine, m-au dat pe șase, ultim, mi-au zis că am distensie și așa mai departe, talia mare, whatever. Dar dacă zice omul ăla, care e arbitru principal de la Olimpia, zice o părere, pe măcar o ascult, taci și măcar e obiectivă. Dacă zice, de exemplu, nu știu, din federație, să nu mai dau nume, zice că vezi că ești prea mare sau ești prea definit sau n-ai lățime numeri, metaforă de astea românești, nu știu, n-ai dreptul abdominal, nu știu cum, parcă nu prea nici ai încredere că ți-o zis ce trebuie, știi? De asta, nu mă refer la taxele astea. Eu zic că e un lux că avem posibilitatea să fim arbitrați de arbitri de genul ăsta. Da, cu siguranță la nivelul ăsta, adică de fiecare dată când am avut competiții mai grele, chiar dacă am fost plasat pe locuri mai jos, m-am simțit mai bine, mai câștigat. În 2018, de exemplu, la Cupa Mondială, am câștigat la juniori locul 1 overall, dar nu a fost așa, nu am simțit nimic. Și m-am băgat și la seniori, aveam 75 acum de kilograme, dar era ca să comas a 2, 70-80 și era de la 70 la 90 de kilograme. Și am și pe locul 5 atunci, la senior din 11, bine, unul renunța la un moment dat, în fine. Locul ăla pentru noi a fost de 10 ori mai important decât cel de la locul 1, că am simțit că a fost mult mai mare competiția și mult mai grea de câștigare.
și cu siguranță îți dă o valoare și merită din anumite puncte de vedere, doar că în situația noastră de săraci în care tragem după proteină uneori, chestii de genul ăsta, știi, le pui în calcul. Știi? Și la un moment dat faci compromisul de genul ăsta. Dar cu siguranță dacă îți permiți, merită să plătești pentru că dai un ban, dar stai în față. Acum, concursul ăsta de la Cluj, ca și anul trecut, cum a fost cel de la București, e o oportunitate uriașă pentru toată lumea, eu așa zic. Deci pe toată lumea încurajez, mă, du-te, vezi, să vezi cum ești evaluat la nivel înalt. Să vezi care ți-e nivelul. Ok, nu ești pregătit. Stai 2 ani sau cât e nevoie să progresezi până vei fi la nivelul dorit. Da, păi... Aici sunt de acord cu Mario, știi, decât să tot mergi la fiecare show, știi, și să, eu știu, să iei locul. Mai bine te abilitează cineva care ești top și zice, bă, aici te clasezi. Lipsesc doar de secunde să fug cu piticul până la baie. Bun. Asta cred și eu, Mario, și legat de treaba asta, știi, eu prefer să, mai bine mă dă unul locul 10, frate, știi, și atunci te trezești la realitate, pentru că tu poate te supraveluează, uite cine e eu și vine un arbitru, cum ai spus și tu, de Olimpia, și vine și îți spune, bă, băiatule, tu stai liniștit că ești locul 10, ai structura, da. Ai aia, dar mai ai. Și din nou, am fost cu sportivii și, bine, acum la menț fizic, am stat, am așteptat să se termine tot show-ul. După ce se termine, de exemplu, categoria tot men fizicul se dă procardul, se ia o pauză, se clasic fizicul, se ia o pauză. În pauza aia te mai duci la arbitri, mai ales la cel principal și îl întrebi. Și foarte frumos ne-a explicat exact ce lipsește, ce trebuie îmbunătățit. Am avut concursuri în care am îmbunătățit exact pe review-ul arbitrului de la unul la altul, exact cu sportiv. Și m-am dus apoi, m-am întâlnit ulterior cu arbitru respectiv pe coridor și a zis, da, mult mai bine. Bine, tot nu câștiga, se luase loc cu 2 în loc de 4. Nu contează. Dar mi-a zis, bă, foarte bine, mult mai bine ca data trecută, gen că a venit mai uscat. Și de asta, bineînțeles că vor fi nemulțumiri și în NPC. Multe. Vor fi sportivi care o să aibă impresia că nici nu se uită arbitrii ei. Eu mă enervam pe mine că nu se uită arbitrii la mine. Eram undeva în marginea scenei, bă, o secundă nu s-a uitat niciunul din toți 5 la mine. Eu am zis că așa nu e posibil. Ce zic, e ultimul loc. Da. Se întâmplă și așa, dar apoi, dacă ai noroc și ești clasat între primii, poți să ceri și un feedback cât de cât realistic. Cum tratați voi eșecurile după concurs? Cum le luați? Alții se demoralizează foarte tare. Spre exemplu, zi-mi tu cum iei tu personal și cum o iei tu ca antrenor. Că și tu ai client, ai clientele care am văzut că pregătești. Dar nu s-a înțeles întrebarea. Deci, cum iei tu? Deci, te ziceam, pierzi un show. Pe tot întrerupe. Auzi acum? La mine nu, eu am. Da, semnalul s-ar putea să fie mai prost la tine. Sunt ok acum. Acum auziți bine? Da, e ok. Bun. Deci, cum abordați voi eșecurile după concurs? Să zicem că, eu știu, iei locul 5, tu personal, și cum abordați, cum vă simțiți voi ca și antrenori când sportivul vostru ia un loc prost? Eu tocmai ți-am spus mai devreme cam cum abordez situația. Adică eu merg, ce îmi doresc, adică de la mine, e să văd progres. Dacă eu văd că-s mai bun ca anul trecut, mă prezint pe scenă cu o îmbunătățire care pentru mine e semnificativă sau mă mulțumește într-o anumită parte, cred că îmi contează mai mult decât locul ăla care m-a pus, nu știu, pe locul 5 și poate eram de 3 sau poate, nu știu, eram invers. Bun. Da, bineînțeles, îmi doresc să câștig. Dar niciodată nu am plecat. Adică eu, dacă am avut competiții la care cumva am simțit că am fost furat, cumva am mers mai cu nerv înapoi la treabă, să mă întorc să le arăt că de fapt eu meritam, știi? E o chestie de genul ăsta. Unii o văd invers, unii o văd de bag piciorul, mai merg niciodată că m-au furat. Dar acum depinde de cum mă luau, pe fiecare. Asta abordez iar la, și la clienți? La varianta cu
la clienți. De exemplu, uite, anul trecut am mers cu Ana, iubita mea, la primul ei concurs, primele, că au fost două, Semtex, și am mers la Cupa Heredeu. Și am mers fără, adică am încercat cumva să le demontez, și asta fac și cu clienții care vin în sală și vor, nu știu, minus 11 kg. Le tai un pic ailanul ăsta de campion din prima și le explic de niște principii. Băi, stai un pic, de unde plecăm? Adică plecăm din dorința de a ajunge acolo. Perfect, ok. Uite-te la forma la care ai ajuns. Ai ajuns în cea mai bună formă posibilă? Sau într-o formă care n-ai fost niciodată? Da, cu siguranță. Deci da, ai câștigat. Ok. Acum, de exemplu, s-a întâmplat la Ana că la Oradea a fost cea mai bună de pe... Am mers și pe wellness și pe bikini, ea fiind de wellness. Dar am mers așa pentru prima dată, că se vadă ea cum se simte mai bine și la acolo și acolo. Ca structură clar e de wellness, ca și formă fizică, ca și condiționare, au fost peste toate fetele. La wellness, clar trebuia să câștige, la bikini, clar nu o câștiga, că, vezi, doamne, era prea mare. Am înțeles ideea. La bikini o luat locul 2 și la wellness o luat locul 4. Și cea care o câștigat avea celulită pe fund și burtă, în care Ana probabil în off-season arăta așa înainte să înceapă pregătirea. Dar, în fine, ea merita să câștige. O parte din arbitru vin și zic, bă, ea trebuia să câștige. În fine, am înțeles ideea, știu care e faza și am zis de dinainte, bă, mergem. Nu veni să te demoralizezi că nu te-o pus, că meritai, că nu meritai, pentru că nu ține de tine. Ce o ținut de tine o fost să îți faci antrenamentele, să îți ții alimentația și să faci procesul ta cât mai bine posibil. Dacă tu ți-ai îndeplinit datoria ta ca și antrenor sau ca și client, în restul nu poți controla. Ce poți să-i zic în ăla cum să-mi noteze mie clienta? Sau cum să, nu știu, mă punteze pe mine? Că ori dacă mă duc și mă cer cu ei, mai rău fac? Dacă și oricum nu se schimbă. Adică nu ca și când te duci și le spui, bă, trebuie să câștige. Și zice, bine, scuze, hai că o punem pe locul 1. Nu, ai plecat de acolo tot la fel. Și ideea e simplă. Fie nu mai mergi, fie mergi la alte competiții, fie te mulțumești până când la un moment dat îți vine rândul, știi? Adică se întâmplă și stacheta asta că la un moment dat, dacă tot mergi și vezi că ești bun, la un moment dat te pune, știi? Adică e greu de digerat, e foarte greu de digerat cumva eșecul ăla, mai ales când simți că ai meritat. După ce te chinui sau, nu știu, sunt persoane care poate de multe ori mi-am dat ultimii bani sau mi-am luat bani împrumut ca să ajung acolo la primele competiții. Cu siguranță te doare, adică e greu, dar dacă realizezi realitatea în care te afli, atunci cumva pleci, na, pleci ok. Dacă îți faci filmul ăla că ești cel mai bun și așa trebuie să câștigi, am văzut mulți care după primul concurs au fost și ultimul, adică s-au terminat. Marius? Păi, după competiții reveneam în sală mult mai motivat prin simplu fapt că dimineața pe stomacul gol sau seara în oglindă când mă trezeam, vedeam ceva și când vedeam poze de la concurs, mă uitam și nu eram deloc mulțumit. Nu știu, poate și tot timpul cum eram dat cu cremă și poate n-am nimerit niciodată picui cu numai o dată în viață să fiu mulțumit de el. Restul niciodată n-am fost mulțumit. Tot timpul mă uitam la poze, ziceam, ce-i asta? Eram foarte dezamăgit de mine. Și ajungeam acasă din prima zi, nu nici măcar o săptămână sau cea de pauză. Din prima zi începeam să trag cât mai tare. Acum, legat de clienți, aici va trebui să evoluez din punct de vedere al antrenorului pe partea psihologică, deși totuși nu-i datoria tot timpul antrenorului, dar stau prost la capitolul ăsta, stau să mai discut cu clienții, uite, vezi că de fapt s-a evoluat, că de fapt, de obicei nu mă pricep foarte bine să mai motivez. Nu neapărat că-s dur, dar parcă nu vreau să nici să supăr, nu vreau să zic nimic în momentul ăla. Adică dacă am un apropiat, aveam așteptări la loc 1 sau 2 sau așa mai departe și ia 5, deja parcă nu, mă simt și eu vinovat, nu mai vine să zic nici lui să nu cumva să-l supăr, pentru că se vede de la supărarea lui, care nu mai știi dacă e pe tine, e pe arbitraj, nu mai știi ce e pe acolo. Vine așa un pic să mă retrag și aici trebuie să-mi găsesc
modalitate cum să comunic cu ei și în situațiile respective. Eu am încercat și încerc asta să le, adică din pregătire cumva să îi zic, bă, cam există șansa să fii de 1, să fii pe 2, pe 3 sau invers. Așa că nu ar trebui să ne bazăm atât de mult doar pe loc. Adică ar trebui să putem să ne evaluăm cam progresul vis-a-vis de ceilalți. Că dacă eu, de exemplu, merg la un concurs, nu zic că nu mă frustrează dacă mă pune pe 3 și eu am fost de 1. Mă frustrează, cu siguranță, plec necăjit un pic. Dar dacă eu știu că am fost mai bun ca ăla, asta mă face net superior și clar știu că mi-am atins scopul. Până la urmă asta era scopul, să fiu mai bun. Sunt niște oameni care îți dau niște note, fără niște, nu știu, nu vine să-ți măsoare bicepsul, să-ți ia, să zică, bă, tu ai câștigat pe atâția centimetri în plus. Uite, la haltere, să cântărești, cât ai împins? Atât. Ai împins mai mult? Clar, ba, bravo, ai strâns mâna. Aici se uită 4, 5, 6 persoane la tine, care unii dintre ei poate nu mai concurat de 23 de ani, habar n-au cum ai să mai ținut dietă și nu mai poți să evaluezi atât de obiectiv poate situația sau mai un na, și îți dau și ei cu părerea, să adună notele, să faci o medie, locul 1 poate să fie 2, locul 2 poate să fie 1, din anumite preferințe și atunci de ce dracu să vin eu acasă cu depresie, nebunie și să mă doară capul când vorba aia pe banii mei, pe munca mea, unul și-o băga piciorul. Aia e, merg înainte, că până la urmă ideea e de maraton, știi? Deja știu în ce m-am băgat. Băi, da. Eu am o mentalitate mult mai ciudată decât voi. Băi, eu când iau locuri proaste, eu nu mai vin și vorbesc cu nimeni. Deci nu mai vorbesc cu nimeni, nu mai postez. Ai avut 3 concursuri de toate, câte? 5 concursuri? Păi nu contează, indiferent ce loc am luat. De exemplu, când am luat cu 2, când am venit în sală, eu am zis... Nu... Trebuia să câștig. Și după aia mă gândeam, bă, dar dacă făceam poate mai mult de atât, dacă nu mă mai durea acolo, și atunci apucea și mă antrenam mai tare. Spre exemplu, de la Pronutrition, când am venit, n-am mai vorbit cu nimeni. Mi-am închis, bă, nimic n-am postat, nu făceam nimic altceva, nu mai vorbeam cu nimeni, mergeam la lucru, la sală, cardio, acasă și nu mai vorbeam cu nimeni. Și în, cum îi zice, în camera de hotel, nici cu gagica mea nu mai vorbeam atât de mult, așa de superat eram și după aia, când mi-am văzut pozele, m-am calmat, știi, că am văzut bun, deci mai bună forma, e mai bine acum. Acum dacă aici acum nu câștig, mai tot alea fac, știi, e o mentalitate un pic proastă, pentru că am tendință de a forja, spre exemplu, dacă nu intru top 3 undeva, atâta mă duc la fiecare concurs până intru top 3 undeva, măcar să stai o liniște sufletește. Nu consider că e o mentalitate healthy. Acum sunt curios de părerea voastră, știi că na, voi aveți multe concursuri. Eu cred că deja mi-am exprimat punctul de vedere și adică eu am per total, de-am să încerc să fiu mai echilibrat, adică să nu am extreme de genul ăsta. Am încercat cumva să mă uit și la cei de din afară, știi, și exact ce ziceam, mentalitatea aia de un pic mai educat, adică de a vedea puncte slabe, să nu fie atât de misogin, nu știu, nu trebuie să zici, bă, eu sunt cel mai bun. Că n-am, tot timpul poate să vină unul care poate un pic ceva acolo mai ok. Mereu mai e ceva de muncit. Cu siguranță când ajungi în backstage, eu cel puțin pățesc asta de multe ori, în care dacă m-aș putea duce înapoi 2 luni, știi cum aș mai dubla niște serii, niște chestii pe acolo, adică mereu cred că e gândul ăla de bă, dacă mai trăgeam atunci o repetare. Dar e un gând, e foarte subiectiv, e de moment, e de emoție, nu e realistic, știi? Adică n-ar avea sens să mă... Eu, dar în momentul în care fac un antrenament și simt că l-am dus la maximul meu, că poate uneori fac cu 200 genul, că poate uneori fac doar cu 100, că atât a fost maximul, eu zic că mi-am atins maximul, adică așa le-ai spus și la client, bă, nu contează neapărat sarcina atât de mult, cât contează să simți că ai dat tu tot din ce ai avut. Că dacă am 100 de lei la mine și îți dau ție 100 de lei, înseamnă că ți-am dat tot. Dar dacă am 1000 de lei și ți-am dat 200 de lei, nu ți-am dat tot. Și atunci asta contează, cât dau din mine. Dacă eu am dat maximul, pare rău, mai mult n-am avut. Adică probabil să putea mai mult sau nivelul competiției e mult peste unde sunt eu. Am poate, nu știu, 3-40 ani, poate niciodată, poate nu mă ajută geneticul. Da, până la urmă, pe unii ajută, pe unii ne ajută, pe unii poate, nu știu, unul vine, poate ești în dezestrat genetic, vin 3 ani, faci cu mine în 10, mă bați și mă, bă, dar
Eu fac de atâta timp, dar asta e, na, ce, să nu calculează nimeni. Da. Ești bun, ai, nu, ești, n-ai câștigat, asta e. Și mai încerci, că până la urmă s-o termina concursul. Că asta mai e o chestie. Bă, orice concurs, în afară de Mr. Olympia, în care, să zicem, ai luat locul 1 și te-ai realizat financiar, între ghilimele, că na, la Open premiul e mare. Dar în rest, serios, niciun concurs nu realizează viața. Dacă aș câștiga un concurs și de acolo să zic că să fiu Ronaldo, să zic, bă, de astăzi mașina la scară, blocuri, afaceri, nimeni mai fac nimic toată viața. Jur că aș trage la ultimul. Bă, dar câștigi concursul, te întorci înapoi la sărăcia ta, la munca ta, la nevoile tale, la tot ce ai lăsat în urmă și nu s-a schimbat nimic. A, 30 de felicitări, 2 săptămâni, după aia te uita lumea și după aia zic, păi ce faci, bă, dar nu ai câștigat, câți bani ai făcut? A, păi știi că nu prea să dau premii, păi nu. Păi și ce faci? Știi, adică mereu oamenii te întreabă în chestiile astea. Jur, cumva, asta. Adică, în exterior, cumva e normal, pentru că te vede cât muncești, te vede cât depui efort. Și zisese la un moment dat, cred că fa Damian, că în podcast, dacă un culturist ar depune efort cât depune într-o pregătire, într-un business, are și milionar în câțiva ani. Deci, chestii de genul ăsta, că noi depunem efort foarte mult, dar rezultatele de multe ori poate sunt infime sau atât de josnic încât, nu știu, uneori, nu, unii chiar intră în depresie la un moment dat. Dar, din păcate, asta e viața, cred că, nu știu, adică e cumva o selecție naturală de multe ori. Și trebuie să vezi în ce parte ai picat. Adică dacă ai picat în partea în care, nu știu, e scris bafte și ești la 24 de ani Mr. Olympia, vorba aia, tras bățul scurt, nu-ți rapid acolo. Dacă nu, uite, pățești că unii după 30 de ani, poate, nu știu, nu reușești să câștige show-ul de-astea simple. Într-adevăr, Iacob, și asta, și asta e o chestie care ai spus-o. E foarte, foarte, eu zic că mai este tu, sau cel puțin asta o observa la sportivii buni, că mindset-ul e ăla de top. Adică dacă ai mindset-ul de top, cumva reușești să te montezi din orice situație să ieși. Că e mai bună, că e mai grea. Oricum, din alea grele e mai greu să ieși. Că din cele bune toți ne descurcăm. Bun, am vorbit cu Marius, am vorbit cu Marius înainte să vii tu, Iacob, legat de a face un copil on gear. Ce crezi, Iacob, e posibil? Nu e posibil. Am văzut mai multe podcasturi că, cum îl cheamă, îmi scap acum, tipul care a câștigat 212 la Olimpia, cum îl cheamă, nu mai știu. Da. Florida. Era pe substanță în momentul în care el a făcut un copil. Mă, eu am, la un moment dat am întrebat multe persoane că în momentul în care l-am făcut pe Rafa dacă eram sau nu eram. Eu nu eram, am început după, dar știu, am vorbit, am un prieten ginecolog care se ocupă cu chestia de genul ăsta, care citi. Și chestia e în felul următor. Atât timp cât spermatozoizmii sunt de calitate, se poate să fie peste rot. Sunt cazuri, sunt copii foarte inteligenți, ci că la unii în familie unul făcut peste rot, ci că era mai deștept ca celălalt. Situații. Nu înseamnă că e ceva de neapărat vrei să faci. Dar se întâmplă, poate mai agil, whatever. Dar nu știu dacă e o chestie, adică nu cred că sunt atât de multe studii încât am putea merge la o chestie sigură. Știu persoane care au făcut sunt ok, sunt persoane care se întreabă oare dacă fac, dacă ies malformații, în același timp ies malformații la copii și dacă nu, adică stimă o de oameni care nici măcar nu știu ce e un testosteron, dar și au copii cu malformații, handicapuri și așa mai departe. E o chestie, cred că, nu știu, trebuie să te gândești bine când o faci, să mergi să faci niște controle, sunt medici care sfătuiesc, care îți faci tu analize ca bărbat, ea ca femeie și cumva poți să ai niște valori la care, nu știu, ai așa un ok sau nu ok. Și ține mult mai mult de factor, nu știu, din punct de vedere al sănătății, în special a mamei, că până la urmă copilul acolo se dezvoltă. Știi, adică de obicei am înțeles că la sportive e mult mai afectată chestia asta decât la bărbați, pentru că tu ai plantat acolo și de acolo ai plecat. Tot ce se întâmplă e de fapt la ea și acolo contează de la genetic, emoții și toate stările de bine sau de rău, cumva se dezvoltă în copilul respectiv. Marius, noi am discutat asta înainte. Da,
Ideea pentru mine e un pic mai simplă, în sensul că păcând, eu îi sfătuiesc pe toți care au un gând să mai facă copii și au pornit deja pe drumul ăsta cu medicamentația, să facă spermograma cel puțin o dată pe an sau o dată la 2 ani cel târziu, să zic. Și acolo avem 3 chestii importante. Numărul de spermatozoizi, motilitatea și morfologia lor, adică capacitatea lor de a nota până în locul unde trebuie să, așa mai departe, și pH-ul spermei, dacă e foarte acid, automat omoară toți spermatozoizii în momentul ce ies. Morfologia, de obicei, e cea mai afectată de la, cu ghilimele, abuzul, nu neapărat abuzul în dozaje, dar cât timp. Cât timp stai pe substanțe, morfologia, adică și morfologia și motilitatea lor, adică capacitatea lor de a nota, este afectată. Numărul lor din nou este afectat, dar nu e important numărul, că știm foarte bine că din 9 milioane sau 10 milioane sau 16 milioane ajunge unul. Dar și dacă rămânem cu 1 milion, ce e foarte puțin, după 10 ani de utilizare, dacă rămâne 1 milion, unul e de ajuns pentru a face procesul. Însă celelalte două, pH-ul, adică aciditatea, e problema și morfologia și motilitatea. Acum, noi, prin procese ce le repornim, prin post-ciclu sau așa, tot refacem cât refacem variabilele respective. Acum, nu apucăm de obicei să așteptăm suficient de mult timp până se refac complet și începem iar. Și de aici poate interveni o mică problemă. Dar din nou, eu am persoane, adică am ajuns să fiu și naș la 3 copii. Wow. Din cauza asta, deci eu 3 copii și cel mai bun prieten al meu are 3 fete făcute toate pe stero. Ajunge să fie un spermatozoid cu morfologia bună, cu capacitatea de a nota, cu pH ok, să ajungă unde trebuie și se întâmplă tot. Unu. Și asta depinde de la persoană la persoană. Sunt persoane care n-au făcut 7 ani și tot așa, n-au avut, nu știu ce să ia steroizi, nu știu ce să ia testosteron, nimic, 7 ani s-au chinuit să fac copii și n-au putut. Sau sunt cazuri și cazuri. Dar ce e un lucru cert, niciun doctor nu a zis niciodată concret sau orice studii găsim pe internet că nu se modifică structura genetică a spermatozoidului. Deci nu se modifică structura genetică. Să zici că îl faci pe stero, iese cu malformații sau cu sindrom Down sau așa. Nu, aia nu se modifică. Cum iese din combinația mamei și a tatălui, ăla iese. Nu poate să fie influențat de steroizi. Dacă e ceva influențare, repet, e pH-ul ce omoară direct și că sunt stabil și nu ajung unde trebuie. Și cine vrea să facă, să facă spermogramă. Cine a început deja și vrea să facă, cum sunt eu, să zicem, trebuie făcută spermogramă și verificată, nu doar așa. Băi, mă răzut, te-ai făcut medic, că lucrurile astea prima oară ne-am auzit la tine, ne-am auzit la nimeni. Trebuia să te faci medic. Nu e de medic, dacă e foaia, ai făcut vreodată spermograma? Nu. Când o faci, e foaia și după aceea e pe Google fiecare chestie de aia și o studiezi. Și păi nu, dar ideea e că... E ce am vorbit eu aici, jumătate de oră ți-a. Păi nu, ideea e că tu ai venit cumva așa, știi, ok, ai te-ai documentat, dar tu ești foarte on deep când vorbești de ele, știi, că gen la tine se leagă tot așa, nu lași oamenii să caute, tu gen practic le spui tot foarte, foarte amănunțit, gen nu... Nu ratezi nicio parte, știi? Asta mi se pare impresionant, adică sunt foarte multe lucruri pe care, bă, le știam, dar până într-un punct. După aia vii tu cu niște lucruri foarte inside de care nici nu am auzit, știi? Și mi se pare cumva așa, bă, dar zici că ești enciclopedie. Ratezi și pasionat, știi, nu știu. Da, păi gen și modul tău de a exprima, gen sună foarte științific, știi? Și de aia mi se pare așa, să zic, măi, mie îmi place așa, știi? Să aud oameni care vorbesc foarte științific și foarte... Să zic, cu termeni. Bun. Hai să băgăm ultima
întrebare și o să vă zic cam așa. Dacă, uite, te întreb pe tine, Iacob, nu ai avut înainte întrebarea aia cu ce ai fi făcut dacă n-ai făcut culturism, ce ai fi făcut? Pe mare știm ce ar fi făcut. Dacă n-ai făcut ca și sport? Da, ca dacă, și sport sau? Da, care ar fi jobul tău? Doar antrenor? Adică consider că ai fi ajuns aici dacă ai făcut sportul ăsta? Să fii antrenor? Bă, nu știu dacă ajungeam și antrenor. Adică eu nu mi-am propus nici să fiu antrenor, nici să fiu sportiv. Cumva am ajuns aici de plecând de la un om simplu care merge la sală. Eu am crescut la țară. Ca mult alții. Și lucram de dimineață până seara. După școală nu aveai timp liber, răjală și de alea. Și eu la oraș în liceu, nu mai aveam nimic de făcut. Așa la două de la școală până seara, efectiv stăteam. Nu aveam prieteni, că eram eu. Aveam un singur coleg care stăteam și efectiv simțeam așa că mă mor timp. Era enorm să treacă ziua aia de la jumătate în până. Și m-am dus la sală. Mă duc cu gândul de am mușcat, eu aveam, vreau mușchi. Alea, te rog să ierte. Rafa, te rog. Și da, am plecat cu gândul ăsta, nu știam, vedeam, eram fan John Cena, cumva de acolo mi-a plecat mie nebunia asta, că îmi plăcea foarte mult și acum îmi place John Cena și cumva au rămas așa un fel de idol meu. Și bineînțeles că nu aveam idee că poți să existe un om în realitate așa de mare, că nu aveam impresia că e făcut pe calculator și chestii de genul ăsta. Și avea un coleg de clasă care el mergea la sală. El deja, în fine, era pe suplimente extra, chestii, în fine. Wow. Nu arăta el. Bine, mergea, avea un antrenor acolo, în fine, un băiat de acolo care na, făcea de toate. Și a zis, bă, hai, ia-mă pe mine cu tine într-o zi. Și am mers într-o zi, am intrat în sală, m-am uitat așa ca la extraterestri. Și cum am întâlnit un tip negru, micuț de înălțime, dar era foarte masiv. Cred că avea 50 ceva în braț și definit. Și efectiv atunci a fost primul meu impact într-un om cu mușchi. Și după ce l-am spus ăla eram, a, există, știi? Și de atunci m-am dus la sală, stăteam 3-4 ori pe zi, efectiv stăteam acolo, aveam un antrenor, și acum am rămas prieten cu el, în care, nu, plăteam 50 de lei pe lună, o sumă infimă, adică eu îmi dădeam 5 de lei pe săptămână de mâncare și cu banii aia plăteam și sala și antrenorul. Și, nu, îmi spunea ce să fac, exercițiul mă arăta prima serie, uite așa faci și pleca, că aveam încă 20-30 în sală la care le arăta, știi? Și nu, terminam, mă duceam înapoi. Bă, uite, am terminat, mai dăm. Și la un moment dat trecea o oră, două și ce asta, bă, dar... Și nu plece acasă? Și, bă, nu, că aș mai face ceva. Și la un moment dat, du-te acasă era, știi? Că îmi plăcea și a început să-mi placă foarte mult. N-am plecat, nu știu, că vreau să fac ceva și de-aia cred că nici n-am avut niciodată frustrarea de, nu știu, nu obțin rezultatele, nu știu care. Nu am slăbit, n-am pus, că n-aveam termen de genul ăsta. Eu pur și simplu mergeam de plăcere acolo și îmi plăcea să mă duc. Te simțeai și eu făceam constant. Exact, eram în mediul meu. Și culmea că, în fine, mă uitam la ceilalți mai buni, zi, înțeles cum fac ce toată lumea și na, ziceam, bă, eu cam în cât timp o să fiu cu ăla? Și zicea asta, păi ăsta are vreo 8 ani, ăsta are 10 ani, știi? Păi când îmi dădea cifre de astea, eram să-mi bat pe zinoar, n-a ajuns acolo veci. Și așa se întâmpla, că la un moment dat cineva mi-a zis, bă, dar ai putea să concurezi. Și eram, na, mă, ce să, că nu mă vedeam acolo și așa am legat toate. Și cumva nu mi-am dorit nici să fiu antrenor, nici cumva toate mi-a venit așa natural și am început să antrenez tot din nevoie, că cineva m-a rugat să țin o clasă în locul ei. Unii am intrat prima dată într-o sală de aerobic. Mergeam, am mers acolo, eu inițial am echipat sala aia, l-am pus parchet pe jos și chestii de genul ăsta și el mi-a zis, tipa, sau, dar nu, dacă vrei să vii și tu aici la antrenamente. Eu făceam chestii de aerobic, abdomene și așa mai departe. Și am mers și la un moment dat m-a rugat că nu putea, nu știu, a apărut o problemă, nu vrei să ții locul meu? Și eram, bă, dar nu am făcut niciodată asta, știi? Ok, dar ce faci ce am făcut noi? Și așa am început prima dată să antrenez. Nu aveam curs, nu aveam nimic. Și am început să-mi placă, să vorbesc cu oamenii, eram foarte timid, așa mi-am dat drumul de a vorbi, de a înțelege mai mult și cumva tot mai mult mi-a plăcut. Am mers, am făcut cursul și cumva așa m-am dezvoltat pe parcurs. Dacă ar fi fost, nu știu, să fac altceva, habar n-am ce aș făcut. Am mers la un liceu de mecanică, auto, nu știu nimic de mecanică, decât chestii așa generale, ce le știe toată lumea. Nu, nici nu știu, nu știu dacă mă întreb
mașini, motoare, chestii, nu am detalii. Sunt femei care știu mai multe ca mine. Nu, adică cumva îmi plăcea ideea de a ști mașini, chestii, dar în același timp nu eram pasionat de chestia asta. Am făcut liceul ăla să l-am și eu făcut. Am mers mai departe și cumva asta a venit natural. Simt că îmi place, simt că, nu știu, vreau să văd cât mai mult și cumva e o chestie la care nu mă plictisesc. Stau cu clienți în sală 10 ore și cumva, nu știu, de fiecare dată plec zâmbind. Nu știu, mai am colegi sau mai văd persoane care ceva nu mai pot, sunt frustrat că, vai, prea mult lucrez. Într-adevăr, lucrez mult, dar dacă știi să o faci plăcut și îți place și știi să lucrezi, e foarte important cum vorbim cu oamenii. Că poți să vin să zic de astăzi mânci așa, așa, așa și la zice, du-te în pula mea că nu mânc așa. Adică nu poți să un om de mâine, am clienți de 50 de ani, care au 1 milion de euro business, au banii ăștia cash. Să uită la mine, au copii de mai mari ca mine. Eu ca să pot să îi dovedesc omul ăla că am cunoștințe, cumva să mă respecte, să facă ce zic eu, deci trebuie să știi foarte bine să mă raportez la el cum vorbesc, cum îi adresez chestii, cum îi dau explicații, pentru că dacă îi zic să fac o chestie, trebuie să aibă sens. Adică dacă eu zic, bă, fă asta pentru că așa și îi explic, omul o face. Dacă zic, fă asta, că eu sunt arogant, că eu știu eu ce fac, se uită la mine și probabil ce putem așa și, na, înțelegi, e foarte importantă chestia asta. Și cumva simt că îmi pot să o fac și îmi place. Și de-aia am rămas în domeniul ăsta și mă văd încă, nu știu, înainte să continui aici. În schimb, îmi doresc să fac, nu știu, poate să-mi deschid, nu știu, ceva business, ceva să mai fac pe lângă chestia asta care să fie mai sustenabil financiar. Că, na, vorba aia, în sală ai un număr limitat de ore și un număr limitat de clienți. Pe online mai mergi cât mergi, dar și acolo la fel, la un moment dat, cât să mai faci online, că și acolo trebuie să scrii planul, să răspunzi, ăsta, tot te limitezi la un moment dat. Ca să fie eficient, ca așa, ca să iei, nu știu, mii de oameni și trimiți un plan la toată lumea. Am mai întâlnit. Da, nu. Da, știu, nu știu, eu am o chestie că îmi doresc cumva să fiu tratat sau să tratez cum mi-ar place să fiu eu tratat, știi? Adică dacă mă raportez atât la clienții mei, tot timpul mă raportez ca și când mi-aș place ca eu să fi fost tratat de un antrenor sau de cineva care lucrez, știi, cu interes și să nu simt că, nu știu, omul ăla nu-i pasă sau că își bate joc sau uneori, nu știu, hai să scape de mine. Ia și tu ambitul ăsta, du-te acasă. Da, cumva, no, e foarte importantă chestia asta, așa consider. Poate că, nu știu, nu e neapărat, nu știu, varianta câștigătoare, dar asta e varianta pe care o văd. Aba n-am ce aș fi putea să fiu. Deci, puteam să fiu probabil orice. Probabil puteam să ajung cu taică-miu în Spania la muncit în câmp. Asta face taică-miu de 20 de ani. Și probabil ajungeam pe acolo. Dacă nu se lega ceva care să îmi placă și nu știu, din care să pot trăi, probabil ajungeam să fac o chestie de genul ăsta. Știi, de o face toată lumea. Mergi dincolo, încerci să faci niște bani, încerci să descurci cumva, știi? Sau să-ți gauți o meserie pe parcurs. Că, nu ești sfătuit, nu știu, de ai tăi, nu știu, adică noi nu suntem crescuți în afară copiii, nu știu, hai să vedem ce pasiune ai, la care ești mai talentat, unde ești tu mai bun în viață, ce ți-ar place, zic chestii. Nu, aici e simplu. Te duci și faci o școală, că vorba aia să nu fii pe ăsta, să iei note că mă faci de rușine și, în fine, ideea e că dacă te poți face doctor, polițist sau avocat, știi? Adică astea sunt joburile standard. Adică nu, au rămas vechi, așa. Și cumva toți părinții își doresc ca copiii lor să reușească. Cred că nu există un om normal la cap care cumva, din dorința aia de a te vedea bine împlinit cu bani și așa mai departe, te trimite înspre direcții probabil greșite de multe ori. Dar eu sunt fericit cumva că am reușit să ajung în direcția asta, făcând și ce îmi place și reușind să mă întrețin din treaba asta. Destul de interesantă povestea asta. Bun. O chestie simplă, realistă, nu știu, nu e nimic așa de wow, părerea mea, dar cumva fiecare avem o poveste, că probabil Marius are una lui care e interesantă, tu ai una ta, că pleci de undeva, fiecare, dacă luăm un individ în parte, cumva ne impresionează o anumită situație acolo. Adică, până la urmă, toți am plecat de undeva, unii mai bine, alții mai rău. Acum că eu am vrut să închei, dar nu să închei, că Iacob mi-a deschis o întrebare așa care nu era în plan. Marius, ce crezi de oamenii care renunță la visurile lor? Am întrebat că știu că tu
Ai făcut oarecum asta, ești gata, de acum nu mai fac asta, o să... Nu am renunțat total, am rămas cât de cât aici. Păi ești din industrie, da? Gen, tu ai zis că vrei să ai fi dorit să ajungi la Olimpia, ți-ai... Da. Și cumva ți-ai anulat singur chestia asta, însă, practic, tu ai accelerat un proces care ți l-ai urmat după câștigarea concursului, doar? Și s-a întâmplat mai repede. Da. Nu știu, eu consider că... Uite, eu vreau să vorbesc strict pentru persoanele ca mine sau persoanele ca Iacob, știi? Oameni care, oameni și juniori mă refer, că vine generația asta noastră care tânjesc după chestia asta, nu suntem stabili financiar, e foarte greu și, știi, eu am întâlnit, am văzut potențiale la mine în sală și mi s-a zis, bă, Raul, aș vrea să fac, dar nu-mi permit, bă, nu pot, îmi doresc tot sufletul, sau ajută-mă, sau... Bă, zi-mi un sfat. Sau, bă, hai să, nu știu ce, știi? Unul am antrenat și fără bani oameni, doar pentru că avea potențial, știi? Și nu se mai putea ține. Eu. Și eu am făcut asta și de asta vreau să mă leg, dar nu știu exact cum să mă exprim, pentru că inclusiv la mine, deși sunt prost, să zic, am avut toate condițiile de a face sportul ăsta de performanță în anii respectivi, tot problema banilor și tot problema stabilității sociale și a părții de viitoare familie și viitoare stabilitate m-a făcut să mă deraiez un pic de la tunnel vision și de la ce mi-am propus. E foarte greu în România. Nu știu, consider că dacă aș arunca, de asta n-am fost niciodată prea vocal pe partea de motivație, pentru că consider că eu am fost la rândul meu un pic îndrumat greșit prin motivația asta excesivă, nebună, în care excluzi celelalte părți ale vieții. Pentru că am mai zis în alt podcast, sunt foarte multe persoane la 30 plus, mai zi Iacob, n-au câștigat încă nici măcar concurs local și fie stau în chirie, fie încă mai au multe probleme în viața lor de zi cu zi, ca să-și permită de a duce modul ăsta de viață al nostru. Și nu mi se pare foarte ok și tot timpul m-am temut să încurajez prostește, adică și acum vorbeam cu un junior, nu-i dau nume, potențial enorm, enorm. M-am oferit să îl ajut full option. A zis că nu se simte confortabil să meargă pe direcția asta, tocmai din cauza banilor, cauza cheltuielilor și mai departe. În România e foarte greu, asta e părerea mea și poate nu-i ce vrei să auzi din partea mea. Mi-e foarte greu să încurajez nebunește pe cineva cu riscul că se poate întâmpla oricând, orice și să investești ani de zile în sportul ăsta și să nu rămâi cu nimic la un moment dat. Cu nimic. Pentru că poți să ai accidentări la sportul ăsta, poți să ai accidentări să dea mașina pe stradă pe tine și rămâi cu nimic, pentru că noi investim sume uriașe până la urmă în partea asta competițională și se poate întâmpla orice. Și mi-e frică, sincer zic, să încurajez partea asta cu următorul visul. Eu aș vrea și susțin pe toată lumea. Și am antrenat, nu știu, lejer peste 100 de oameni pe gratis. Știi, sunt cunoscuți, mă știu. Mulți am încurajat, junior mai ales. Am antrenat junior încă din 2016. Am încurajat foarte multă lume, dar de asta nici n-am fost dezamăgit, mulți s-au pierdut pe drum. E foarte greu în România. E foarte greu și mi-e frică să-i încurajez. Foarte tare. Adică la modul la risc, la un dat. Adică dacă nu reușești, ce faci? Dacă investești la nivel, uite, la nivel mare, ajunge cheltuia la 5.000 de lei pe lună. La nivel, să zicem, între 5.000 de lei de lună, cam toată lumea folosește. Ce faci în momentul în care îți dai seama că
sunt oameni cu facultate, nu câștigă atâția bani. Noi lucrăm cu două joburi, antrenor personal în sală, job altfel, mai vindem una, mai comision, economisim, ca să cheltuim tot în sport. Și se poate întâmpla orice, poate se întâmplă ceva în familie, poate se întâmplă orice, te poate da înapoi și să rămâi cu nimic la 25 de ani, sau la 26, sau la 30. De asta, în România e foarte dificil să încurajezi nebunește pe un tânăr sportiv prin direcția asta. Destul de sadness, adică mă așteptam să... Da, eu aș vrea pentru că în ziua de astăzi, din nou, nu dau nume, sunt sportivi care au potențial și mulți de la părinți, am observat. Adică sunt mulți care își cumpără antrenori la 17, 18, 19 ani. Eu nu-mi permiteam. În momentul când mai zis la primul concurs, când mâncam salam sau așa, aveam niște cheltuieli. Deci eu cu alocația, cum a zis și John, 50 de lei abonament, eu cu alocația îmi plăteam abonamentul la sală și nu aveam proteine, nimic. Pe clasa 12-a. Deci acum sunt altfel condițiile, poate sunt susținuți de părinți, poate părinții încep să-i susțină ca și cum ar susține un sportiv la fotbal sau la tenis sau la basket. Pentru că deja e un pic mai open mind direcția asta de fitness. Dar în general, în sportul nostru, 90% din oameni pleacă de la nivel de jos. Nu sunt elite, adică nu copii de bani gata să facă sportul ăsta. Pentru că e muncă, e suferință, ei nu sunt obișnuiți cu lifestyle-ul ăsta. Foarte rar. În afară mai vezi oameni care au și situație bună financiară și vor să impresioneze și prin cum arată. Dar noi în România, no. 10% poate. Iacob, ești de acord cu Marius de chestia asta? Și tu ai avut juniori. 100%. 100%. Bă, eu cred că și la persoanele pe care, nu știu, încerc să le amvesc sau pe care îi mai văd, așa că ar avea potențial unii poate mai bun ca mine, le explic. Bă, merită să încerci. Merită să vezi dacă îți place. În primul rând trebuie să vezi dacă merită asta, pentru că dacă nu-ți place, dacă tu ești frustrat în perioada de pregătire, că mănânci aceeași mâncare zilnic și nu te simți bine că faci asta, nu-i de tine. Dacă nu reușești să mai faci ceva de unde să produci, pentru că nu poți să te aștepți, nu știu, că am întâlnit situații în care, nu știu, i-am zis, bă, ai șansă? Și zicea, păi, a mea nu mă susțin, că a mea nu știu ce. Păi, cumva au impresia aia că trebuie să le dea, nu știu, tot. Și zic, stai, calmea. Adică faptul că îți gătește mesele mai că ta deja te susține foarte mult. Adică sunt niște chestii de genul ăsta în care oamenii în ziua de astăzi vedem TikTok, nu știu ce, pe toți fac bani, fac mașina, chestii. No, eu investesc câte o mașină destul de ok în fiecare an în mine. Pentru ce? Că dacă mi-aș pune banii aia deoparte, mi-aș lua și eu poate o mașină, nu știu, mult mai bună, s-ar uita lumea altfel la mine, poate mi-aș lua haine mai scumpe, poate mi-aș lua anumite chestii. Îmblu cu un Audi A4 2000, de care mă folosesc. E mașina la care dacă, nu știu, ia foc pe marginea drumului, mă dau jos și o las să ardă. Adică nici măcar nu scot extintorul, știi? Adică chestii de genul ăsta. Nu pun valoare pe anumite chestii, dar eu trebuie să fiu dispus și să mă simt bine făcând asta. Adică n-am o problemă. Dar e greu să faci asta. Să nu treci cu regretul ăla, știi, că ai investit tot sau și zici, bă... O faci cu atât de mult să fii atât de realist în toată treaba asta și cu plăcere, încât să, adică știi că bă, poate, nu știu, fix cum a zis Marius, te-ai accidentat, te calc o mașină, s-a terminat cariera și rămâi invalid, te-ai compărțit Dorian Yates. După o accidentare a stat în depresie ani de zile, că nu știa ce dracu să facă cu viața lui. Dacă tu nu ai un backup, trebuie să te gândești mereu la un backup. Adică backup înseamnă, nu știu, să ai de undeva unde să poți trăi. Că nici în afară, am observat, nici la noi, că și în afară, mulți de la noi cumva pleacă cu ideea că mamă în afară, cum e la american, dar nu, că și acolo sunt unii care sunt foarte buni, ajung să aibă, nu știu, sponsorizări, chestii, câștiguri, dar sunt mulți, uite, Rolly Winkler era
în topul la Olimpia și era sărac vai mama lui. Adică și Sean Roden la fel. Exact, mult sportiv la nivel foarte bun care ajung să fie super săraci. Că nu, adică, până la urmă, ok, vezi că, uite, de exemplu, vrei o sponsorizare. Poate ești cel mai bun, nu știu, din România, dar cel mai bun la nivelul de la toate competițiile, și mai mare și mai. Și du-te și cere o sponsorizare la cineva, nu știu, să-ți dea, nu știu, poate 2000 de lei pe lună. Crezi că nu ei, dar dacă merge o fată sau unul care are 100k pe Insta sau mai mult, face de două ori banii ăia și nici măcar poate e gras cu burtă și promovează Milka, că mănâncă Milka, că face reclamă. O chestie idiotă care n-are nicio treabă cu, nu știu, efortul tău. Adică efortul tău e de 20 de ori mai greu și mai prost plătit. Prost văzut. Exact. Și cum zicea Marius mai devreme, un copil, cei care au bani. Păi cum îl motivezi tu pe ăla care, nu știu, are CLE, SMRS, tete, Balenciaga, Gucci și mai departe? Pe stomacul gol. Îi spui, boss, nu vrei să stai tu un pic flămând așa, să mănânci pierdătul cu ore și să te antrenezi 2-3 ore pe zi la sală? Așa, să câștigi o medalie și poate îți dă și o pungă de proteină. Adică îți dai seama că motivația, adică trebuie să fii atât de pasionat omul ăla încât să facă treaba asta. Mai sunt câțiva care fac pe la 17 ani, 18 pe aceea. Gata. Da, am avut câțiva clienți și încă mai am de ăștia cu copii de bani gata, dar e doar pentru ideea aia de mă văd gagicile, am un pic de piept, un pic de abdomen, altă scumpă, automat impresia e bună. Dar pe departe, adică când încep, nu știu, să faci asta lifestyle, ani de zile la rând, deja, dacă nu mai ai pasiune, pleacă. Dacă nu, nu știu, e dificil oricum, e un sport greu și cred că e unul dintre cele mai grele din punctul ăsta de vedere al alimentației și a stărilor psihice pe care ți le provocă, pentru că eu le mai explic chestia asta, bă, voi nu pricepeți cum vă schimbați voi aceeași persoană în stările alea de foame, bă, eu mă duc seara și deschid frigiderul de 20 de ori, îl deschid, nu e nimic de mâncat, îl închid, dau două ture, mă duc, îl deschid și fac asta 11 ori la rând, zic că s-a handicapat. Și știu că n-am nici ce să iau de acolo, dar tot mă mai duc cu gândul, dacă cumva, e o ilucine maximă. Băi. Dar sunt stări, adică tu nu mai devii și ai niște senzații, niște situații în care în viața reală niciodată nu o să le ai. Adică, ba, dacă nu știu, ești în Africa și undeva trăiești, murim de foame, dar în rest, sau cum apreciez mâncarea. Păi bă, dacă aveam așteptat zilele de high carbs, mă rugam la Dumnezeu la orezul la fier, fără sare, dacă se poate, doar să fie. Acum, pe Crash, pe Burger King, mă uit la el cu scârbă. Mai trebuie să mânc o masă, bă, nu mi-e foame. Adică, îți niște fări de genul ăsta și chiar vorbisem cu Ana că anul trecut a făcut pregătirea împreună și ne uitam așa la noi când ne bucuram după competiție de o masă, de, nu știu, prăjit. Era, bă, cea mai bună chestie din lume, deși dacă e o mizerie. Pentru faptul că, știi, e starea aia de discrepanța aia foarte mare. Știi? Și apreciezi niște chestii atât de neînsemnate sau, nu știu, ai pofte de alea idiote care nu le-ai avut niciodată în viață. Păi, și le-ai în pregătire. Trece pregătirea și zic, eu de obicei îmi fac o listă cu tot ce poftesc eu când însă așa, după mi le fac. Termin 2-3 săptămâni, după aia nu mai vreau să aud de ele. Dar ești niște stări de genul ăsta și super greu, adică dacă nu ai un psihic ca lumea și nu ești stabil emoțional din anumite puncte de vedere, nu știu, psihic, dacă nu ești destul de ok, nu reziști, adică nu prea văd oamenii să reziște, știi, pleacă la un moment dat, că, nu știu, apar anumite chestii, să pierd rapid. E foarte greu să rămâi acolo 20 de ani, 30 de ani, nu știu cum îmi suni, vorba aia, motivat de, nu știu ce, o medalie, care, vorba aia, dacă, nu, nici măcar nu pot să le amanetez, nu se dă nimeni nimic pe el. Că zicea Mike Tyson că ce dracu face cu titlurile alea, poate să le arunce, că nu mai valorează nimic, doar așa, ca idee. Deci, sunt niște lucruri de genul ăsta care nu, na, trebuie să fii foarte bine acolo și să iubești sportul ăsta din tot sufletul, cred că. Cumva să trăiești prin el. Eu asta le explic, că mă întreabă, am clienți la sală care... Explici. De ce dracu te chinui atâta? Pe vorba aia, poți să stai să arăți bine așa, normal, am și ta nu poți, dar... Da, abia aștept să fiu acolo. Bă, stările alea de... Acum abia aștept foamea aia din competiție în care să tânjesc după bobă de orez. La vezi, e o chestie de
Dar trebuie să fii un în pic care vor. plecat de acasă. Să faci. De seama că tu mergi la un om normal și spui chestia, zic că ăsta e nebun la cap. De seama, el așteaptă să fie foame, mă, ăsta e întreg la cap. Nu, e... Eu consider că așa, provocându-te, evoluezi enorm din foarte multe puncte de vedere. Adică, de exemplu, ai zile când n-ai chef de antrenament, te trezești, bă, uneori cu o febră musculară că nu-ți vine să te ridici dimineața din pat. După un antrenament de la de picioare, am o febră de mă trăs jos pe scări. Dar mă duc și mă apuc din nou de cardio dimineața. Primele 10 minute îmi trăs picioare, după aia mă încălzesc și merge. Da. Chestii de genul ăsta te ajută ca în viață, nu știu, într-un moment greu să nu renunți, adică să nu fii, nu știu, mă, nu mai pot, știi? Mă, mai pot, că știi că poți, că de fapt ai forțat peste limite de multe ori și ai văzut că de fapt dincolo de limite mai există, știi, e ca și la o râpă mare, treci în mult câmp verde, soare și încă e bine. Adică sunt chestii de genul ăsta care psihic, dacă reușești să le depășești, ești, nu știu, ești cel mai câștigat, cred că din cele mai multe puncte de vedere. De acolo, că un om foarte stabil, vreau și să facă cam orice. Din punct de vedere, am zis că dacă sunt sănătos și pot să mă mișc, adică nu știu, nu sunt invalid, n-am alte probleme, nu văd niciodată o situație din care n-aș putea ieși. Băi, nu știu, mi-a făcut casa, nu știu, te angajezi cu ziua, stai în chirie, faci alta. Orice pierde, cumva poți să le faci. Dar în momentul în care pierzi chestia asta de a, nu știu, de a mai fi capabil de a gândi, de a, nu știu, proiecta chestii, atunci, de fapt, ești pierdut zero. Deci, dacă vezi pe ăștia care au depresii, probleme, vezi că se pierd, nu știu, sunt oameni cu rulane și pierd tot și rămân ratați pe străzi. E foarte, sunt ratați, e ca la mașină, s-o gripa motorul, altul nou, nu mai, nicio șansă. Ca să aduc vorba de ce a zis Marius, cred că la noi chestia cu culturismul a plecat din cauza sărăciei, știi, oamenii, persoanele care se pot de culturism, sunt mai sărace, știi, și dacă cumva ajung să, eu știu, să aibă un pic de succes, știi, sunt mai flămânzi, nu sunt gen, ok, am reușit până aici, bun, eu nu vreau să mă întorc în punctul ăla. Și zic chestia asta din perspectiva mea, eu așa am văzut chestia asta, eu nu am avut o situație, am povestit, am avut o situație foarte roz și, bă, pe mine cumva chestia asta cu culturismul m-a împins, știi? Cum a zis și Iacob, îmi doream foarte mult să particip, bă, și nu-mi permiteam, știi? Și mi-am luat un job și mi se părea, eram gen, bă, frate, pe cum dracu să renunț eu la chestia asta? Și atunci am zis, bă, eram foarte leneș la început, deci nu-mi plăcea să fac nimic. Adică dacă se putea doar să mă joc pe calculator și să mănânc prăjituri, să beau cola, iată, asta era, frate, și mă jucam CS non-stop. Să mă prindea 4 dimineața, venea maica mea de la lucru, ce faci? A, pe cât e ceasul? Nu, e 11, era 6 dimineața, frate, și mă jucam CS. Și chestia asta cumva m-a împins mental, știi, pentru tot ce am făcut. Cam asta cred eu că ne împing pe unii juniori, știi, să înceapă chestia asta și să o ducă la... Acum o Da. zici acolo, unii se pierd, unii nu. Mai e și chestia asta pentru faptul că dacă vezi că trebuie să te afirmi în viață prin ceva. Unii au fost foarte talentați la desen, alții la cultură, alții la o grămadă de chestii. Unii în ziua de astăzi au bani. Au bani, au mașini scumpe, au haine scumpe, ies în evidență, atrag atenția. Noi dacă, cei săraci, au chestia asta. Bă, în sport, dacă vine ăla bogat și o sărac, avem aceleași șanse. Nu mișcă gantere mai mari ca mine dacă nu depune efortul la fel. Adică, știi, acolo cumva deja lucrurile un pic se reechilibrează din anumite chestii. Și Suntem cumva, egali. probabil, simți că, bă, de fapt, ăla care e șmecher afară, când vine în sală, vezi că e fraier, știi, și tu ești șmecher când împingi cu bara, știi? Și cumva lucrurile de genul ăsta îți dau încredere și te ajută, probabil, din anumite situații dificile, că am avut persoane care, nu știu, poate nu știu, luați la mișto de ceilalți, se simte inferior. Și chestia asta de multe ori te face să nu reușești nimic în viață, adică nu ai Da. cu tot să faci nimic, e de încredere și așa mai departe. Să câștigi și să ieși de acolo, știi, să vezi că de fapt poți să faci lucruri pe care unii nu le pot și alții care pot să facă alte chestii, de fapt nu poți face ce faci tu. Deci cumva chestia asta îți dă un fel de putere, de tărie, de caracter de a evolua. Și cred că e un lucru foarte important, mai ales pentru cei care sunt, se simt așa, nu știu, slabi, sunt ăia care, nu știu, tot timpul luați la mișto la școală, scuipați și așa mai departe, Ne bagi prin încolți. ha. Știi? N-a pleacă cu motivul că e ratat în viață, știi? Dar în momentul în care, nu știu, ajunge într-o sală, începe să ține și vorba aia, n-având nicio șansă nicăieri,
n-ai nimic de pierdut, ești mult mai motivat să te ții de treabă. Da, și mai ales dacă simți că vezi că începi să, nu știu, progresezi, deja ești acolo, deci ești religie dimineața, te trezești, faci rugăciunea, mergi la sală. E chestia asta de foarte mișto de mindset și vorba aia, decât să, nu știu, droguri, alte chestii nasoale la vârstă de astea fragede, eu zic că e cea mai bună opțiune pentru cei, oricum sunt puțini care o fac, adică mai mulți sunt cei care o fac ca tine, jocul la calculator și Coca-Cola și alte chestii, adică, da. Da. Băi, ce să zic, o să încheiem și noi episodul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Am vrut să facem episodul ăsta și am chemat pe Iacob Stric pentru că eu am vorbit foarte mult cu el în backstage când am întâlnit la Semtex. Mi-am propus mai de mult să-l chem și îmi țin minte că mi-ai povestit chestiile astea de mindset, știi? Și am vrut să împărtășești și tu mindset-ul tău și cum experiențele tale. Noi vrem încă să vă mulțumim pentru vizualizare și o să vă anunțăm că o să mai vine încă un episod, probabil tot săptămâna asta. Deci, Iacob, spune-mi cum ești pe Instagram, că la tine e Iacob John, nu? Știu că ești cu bară jos. Iacob John, Iacob bară jos, John. Bun, să scrie. Pe Marius să știți. Pe mine mă știți, doar pe Iacob acum am anunțat, deci Iacob John, îl căutați, dacă aveți nevoie de antrenori, e Marius, Iacob, dacă vreți să apeleți la mine, ești mai avansați ca mine oricum. Încă o dată mulțumim pentru vizualizare și ne vedem data viitoare.